În Rusia au scăzut cu aproape 60% vânzările de vin din Moldova. Motivul este reorientarea producătorilor moldoveni către piețele din Europa și SUA, informează Newsmaker, care face referire la Comersant, cu trimitere la Biroul Național al Vinului și Viei. Potrivit informației, exportul de vinuri moldovenești în Rusia a continuat să scadă în ultimii ani. De la începutul anului curent, producătorii moldoveni au exportat în Rusia produse în valoare de 3,4 milioane de dolari. Mulți producători s-au reorientat către piața României. Exportul în țara vecină a crescut cu 2,5% de la începutul acestui an. În total, în România au fost exportate produse în valoare de 13,2 milioane de dolari. De asemenea, a crescut cu o treime exportul în Canada, fiind vândute vinuri în valoare de 1,6 milioane de dolari. Anterior, Biroul Vinului și al Viei a anunțat că în lunile ianuarie-iunie 2022 produsele viticole moldovenești au ajuns în 55 de țări, ajungând la suma de 60,4 milioane de dolari. Aceasta constituie cu 26,3% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. În total, de la începutul anului a scăzut volumul de vinuri moldovenești exportate în România, în Belarus, în Polonia, în Cehia, în Georgia, în China, în Marea Britanie, în Ucraina, în Rusia și în SUA.